Evident, după astfel răspuns, am avut o discuție cu consilierul prim-ministrului, a venit la noi la casă, la Ginta Latină. Evident, mi-a spus că să nu întreprindem acțiuni, pentru că dumnealor în timpul apropiat vor informa prim-ministrul și vor organiza o grupă de lucru și m-au invitat la acest grup de lucru să-mi expun poziția. Având în vedere că noi cred că am așteptat timp destul, am văzut ce planuri dumnealor au în realitate, deci am hotărât să ieșim iarăși la protest. Deci, având în vedere că în zilele următoare vin delegații Uniunii Europene în Republica Moldova, o să întreprindem acțiuni de protest pe data de 8-9 iunie 2016, începând cu sediul la sediul Guvernului Republicii Moldova, începând cu ora 10.